Da, foarte frumoasă această cântare și mai ales mesajul cântării, ce ne provoacă la a ne adresa următoarea întrebare, și anume, unde vom fi atunci când Domnul Iisus Hristos va reveni? De fapt, ce se va întâmpla cu noi după aceea? E o întrebare care ne cheamă la cercetare, pentru că și mesajul pe care aș vrea să-l transmit în această seară, aș vrea să ne pune pe toți oarecum să ne autocercetăm, să ne autoanalizăm. Și mesajul se găsește în a doua Corinteni, capitolul 13, cu versetul 5. 2 Corinteni, capitolul 13, cu versetul 5, care spune: pe voi înși vă încercați-vă dacă sunteți în credință. Pe voi înși vă cercați-vă. Nu recunoașteți voi că Iisus Hristos este în voi, afară numai dacă sunteți lepădați. Îmi place cum este tradus acest verset și în noua traducere a Bibliei. Dați-mi voie să vă citești de acolo, care spune în felul următor: puneți-vă pe voi înșivă la încercare pentru a vedea dacă sunteți în credință. Verificați-vă pe voi înșivă, nu vă dați seama că Iisus Hristos este în voi, doar dacă nu cumva sunteți respinși la test. Zilele acestea tot vorbim de teste. Se fac teste și sunt rezultate la teste și toată lumea se învârte în jurul unui test. Și în funcție de rezultatul care îl dă testul respectiv. Am avut și eu ocazia, sau mai bine spus, am fost obligat să fac și eu acest test miercurea trecută, adică miercurea aceasta, și joi am primit o veste bună, și anume că rezultatul este negativ, adică nu am COVID, ceea ce înseamnă că nu dau mai departe sau nu mai transmit mai departe această boală, lucru pe care îmi permite ca mâine să mă întâlnesc cu dumneavoastră la biserică. Dar dacă experiența aceasta a testului mă face să vorbesc despre acest verset în această seară, da? Dacă prezinți anumite simptome sau dacă ești un caz contact, cum a fost cazul meu, e clar că la un moment dat trebuie să mergi să-ți faci un test, să știi dacă ai sau nu ai această boală care circulă astăzi, dacă nu ai contactat virusul acesta. Dar aș vrea să vă întreb, oare cum ne testăm pentru a ști dacă Iisus Hristos locuiește în noi? Oare cum ne testăm pentru a vedea dacă suntem în credință? Da, atunci când te testezi pentru COVID, mergi frumos. Dacă ai fost zilele astea, probabil știi că trebuie să stai între 2-3 ore, poate și mai mult, la coadă, dar în sfârșit, după ce ai răbdat un frig stând la coadă, sperând să nu te îmbolnăvești la coada testului de COVID, ți se introduce în nas acel bețișor destul de lung, te duci liniștit acasă și după 24 de ore sau 48 de ore primești testul și îl deschizi cu emoții să vezi, ți se spune, ai trecut sau n-ai trecut. Nu? Ce părere ați avea dacă din punct de vedere spiritual lucrurile ar sta la fel? Mergem la biserică și poate înainte de a intra în biserică să fie acolo să stea pastorul sau prezbiterii, să stea cu, nu știu, cu un aparat, cu un test care ne pune, cu un termometru, da? Care pune și spune, domne, îl ai pe Iisus în inimă sau nu îl ai pe Iisus în inimă? Ești în credință sau nu ești în credință? Și în felul acesta ai ști, domne, uite, am făcut testul, știu, mă duc liniștit că trebuie să fac ceva, să schimb ceva, sau sunt liniștit că, uite, sunt în regulă, sunt bine. Bine, vă dați seama, nu există testul acesta și nimeni nu poate să spună în dreptul celorlalți, nu poate să dea verdictul. Ci Pavel vine și spune,
pune-te, da, testează-te, verifică-te pe tine însuți. Este o lucrare pe care tu trebuie să o faci. Nu o pot face ceilalți. Și foarte interesant este când anume te testezi. Da? Ei bine, iată că în cazul bolii acestea te poți testa din două motive. Unul, când ai simptome destul de clare, doctorul spune, ca să fii 100% sigur că ești bolnav de COVID, trebuie să mergi să-ți faci testul și rezultatul îți va spune dacă este o simplă gripă sezonieră sau dacă ai luat acest virus. Dar mai este și celălalt caz, cazul contact sau atunci când fie te întâlnești cu cineva care a fost testat pozitiv sau când locuiești cu cineva care a fost testat pozitiv, atunci ești obligat ca după o anumită perioadă să-ți faci un test pentru a vedea dacă ești sau nu ești pozitiv. Cum este cazul meu sau cum a fost cazul meu? Și a fost foarte interesant pentru că după ce Adeline i-a venit confirmarea că este pozitivă, timp de 14 zile, așa cum cere legea, am fost obligat să mă autoizolez și mă uitam foarte stresat la un moment dat la simptomele care le aveam, pentru că acum mă așteptam ca dintr-o zi în alta să am și eu acelea simptome sau poate mai rău, pentru că de obicei bărbații, da, atunci când se îmbolnăvesc au simptome mult mai grave sau se par că simptomele sunt mult mai grave decât la femei și deja Adelina își făcea griji, oare cum voi reacționa eu în momentul în care voi avea simptomele respective. Și ceea ce a fost interesant a fost faptul că, de exemplu, vineri seara și sâmbătă trecută, da, m-am simțit destul de rău, apoi duminică m-am simțit foarte bine. Luni iarăși m-am simțit rău. Adică era o chestie de asta, domne, ai sau nu ai, am sau nu am. Nici eu nu știam cum să traduc, cum să înțeleg stările prin care trec. Eu eram sigur că este vorba de acest virus, dar iată că m-am dus la test, s-a făcut testul și testul pentru mine a venit negativ. Îmi spune clar, nu ai, nu dai mai departe. Dar mi-a adus aminte de textul din Apocalipsa, capitolul 3, cu versetul 14 până la 19, care spune în felul următor. Îngerul bisericii din Laodiceea scrie: iată ce zice cel ce este amin, martorul credincios și adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu. Știu faptele tale că nu ești nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot. Dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura mea. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol, te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc ca să te îmbogățești și haine albe ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale și doctorie pentru ochi ca să-ți ungi ochii și să vezi. Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care iubesc, fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te. E bine, testul pe care îl recomandă Pavel să-l facem este pentru a vedea dacă suntem în credință și dacă Iisus Hristos locuiește în noi, e un test pe care ar trebui să-l faci, mai ales dacă te afli în această situație a celui căldicel. Ai momente în care ești ars pentru Iisus Hristos, ești plin de râvnă, momente în care studiezi Scriptura, poate în fiecare zi, momente în care zici, gata, Domne, acum dacă ar veni Mântuitorul acum, sunt sigur că aș fi mântuit și probabil că ai și alte momente, zile, săptămâni, luni, în care ești la polul opus. Da? Sau situația cea mai interesantă e acea situație în care mergi la biserică, în care ești un bun creștin, dar nu există nimic care să te transforme. Nu vezi în viața ta nicio transformare. Nu vezi în viața ta nimic nou în fiecare zi. Toate sunt la fel, parcă de ani de zile, din punct de vedere spiritual vorbesc acum.
Nu degeaba în Matei, capitolul 24, de la versetul 41 până la versetul 46, Mântuitorul vorbește unei categorii de oameni care le spune: adevărat vă spun că nu vă cunosc. Nu vă cunosc pentru că Matei 25, de la 41 până la 46, atunci va zice celor de la stânga lui: duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic, care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui, căci am fost flămând și nu mi-ați dat să mănânc, mi-a fost sete și nu mi-ați dat să beau, am fost străin și nu m-ați primit, am fost gol și nu m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și în temniță și n-ați venit pe la mine. Atunci îi vor răspunde ei: Doamne, când te-am văzut? Și el, drept răspuns, le va zice: adevărat vă spun că ori de câte ori n-ați făcut aceste lucruri unuia dintre acești foarte neînsemnați frații mei, mie nu mi le-ați făcut. Și aceștia vor merge în pedeapsa veșnică, iar cei neprihăniți vor merge în viața veșnică. Interesant este situația aceasta, da? Oameni care au crezut că sunt sănătoși. Oameni care au crezut că fac lucrarea lui Hristos. Oameni care au crezut că au tot dreptul să fie mântuiți. Și Mântuitorul, când va veni, va spune: adevărat, adevărat, vă spun că nu vă cunosc. De aceea, dragii mei, este atât de important să ne facem acest test al credinței noastre, test al spiritualității, pentru a vedea unde suntem, pentru a vedea în ce direcție se îndreaptă viața noastră. Este un test de autocercetare. Și poate vă întrebați: bun, cum arată acest test? Ce ar trebui să descoper? Ce ar trebui să văd? La ce ar trebui să fiu atent? E bine, tot în a doua Corinteni, Pavel ne vorbește puțin despre elementele acestui test și v-aș invita să deschidem Scriptura în 2 Corinteni, capitolul 4, cu versetul 16. De aceea noi nu cădem de oboseală, ci chiar dacă omul nostru de afară se trece, totul omul nostru dinăuntru se înnoiește din zi în zi. Primul simptom al unui creștin sănătos este faptul că el se înnoiește din zi în zi. Faptul că în viața lui există creștere. Faptul că în viața lui există transformare. De aceea vorbim despre creștini vii. Pentru că sunt și creștini morți. Oameni care vin la biserică, oameni care fac ritualuri, dar în viața lor nu există nicio transformare. Nu există creștere spirituală. Rămân la același nivel din punct de vedere spiritual toată viața lor. Nu degeaba în a doua Corinteni, capitolul 5, cu versetul 17, ni se spune că și dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Acesta este procesul pocăinței. Pocăință înseamnă să renunți la trecutul tău, la ceea ce a fost, la ceea ce ai greșit și să începi acest proces al transformării. Este un proces care durează poate toată viața ta, dar există creștere, există transformare. Pe voi înși vă cercetați-vă, supuneți-vă la acest test. Din punct de vedere spiritual, observați o creștere în viața dumneavoastră. Observați cum îl cunoașteți pe Iisus Hristos din ce în ce mai mult în urma studiului Scripturii, în urma plimbărilor prin natură pe care le faceți. Îl descoperiți din ce în ce mai mult despre Iisus Hristos, în urma conversațiilor pe care le aveți cu prietenii dumneavoastră. Descoperiți din ce în ce mai multe lucruri interesante despre Iisus Hristos. Vedeți cum, în ciuda faptului că omul de afară se duce, se trece, cu alte cuvinte, că în ciuda faptului că îmbătrânim, în fiecare zi avem un entuziasm din ce în ce mai mare pentru a merge și a spune și altora despre Iisus Hristos,
despre a împărtăși și altora despre vestea cea bună. Iată un lucru pentru a-ți da seama dacă ești în credință sau dacă Iisus Hristos este în tine, cunoști sau în tine este transformare, te transform, crești din punct de vedere spiritual. Un alt element al testului, da? După ce, ca să-ți dai seama dacă ești un creștin autentic, pentru că la urma urmei asta vrea să spună Pavel. Vă mai aduceți aminte care este motoul bisericii noastre Grenel? Suntem ucenici al lui Iisus Hristos și facem ucenici pentru Iisus Hristos, iubindu-L pe Dumnezeu, iubind oamenii, trăind autentic. De fapt, acest test la care ne îndeamnă Pavel, pe voi înși vă încercați-vă dacă sunteți în credință, pe voi înși vă testați-vă, nu recunoașteți voi că Iisus Hristos este în voi, ne îndeamnă la, este un test al autenticității. Ești tu creștin cu adevărat? Aceasta este întrebarea cheie. Și Pavel spune, trebuie să-ți dai seama, trebuie să vezi dacă ești cu adevărat un creștin, pentru că dacă nu, toate ritualurile pe care tu le faci sunt egal cu zero. Nu te ajută cu nimic. Pentru că în ziua judecății finale, Iisus Hristos se va uita și va spune, nu te cunosc. Așa că unul din semnele că ești un creștin adevărat este faptul că în viața ta există creștere, da? Așa cum am spus, există transformare. Al doilea semn este că ești un om al neprihănirii sau pentru că observ neprihănire în viața ta. A doua Corinteni, capitolul 5, cu versetul 12. Cu toate acestea, nu ne lăudăm singuri iarăși înaintea voastră, ci vă dăm un temei de laudă cu privire la noi, ca să aveți cu ce răspunde acelora care se laudă cu ce este în înfățișare și, nu cu ce este în inimă. Iată, dragilor, că vedem aici că sunt unii oameni pentru care exteriorul este mult mai important decât interiorul. Și sunt mulți oameni care vor să pară și par neprihăniți la exterior, în timp ce interiorul este putred. Și testul autentic nu are de-a face doar cu exteriorul, ci testul autentic al credinței are de-a face cu interiorul. Cu alte cuvinte, ce fel de persoană ești atunci când nu te vede nimeni? Ce fel de creștin ești, nu doar la biserică, acolo unde te îmbraci frumos, unde îți pui hainele potrivite și dai mâna cu aproape toată lumea și zâmbești frumos și spui, sunt eu creștin. Sunt un creștin autentic, da? Vă aduceți aminte de acel proverb sau acea vorbă de duh pe care a spus-o cineva. Dacă vrei să pari un creștin autentic, e foarte simplu. Te îmbraci cum trebuie în fiecare sâmbătă și nu zici mai nimic. Și pari un creștin autentic. Dar dacă începi să vorbești, atunci s-ar putea ca oamenii să se prindă. Dar nu vorbim de ceea ce se vede în exterior. Pentru că în exterior oamenii pot foarte ușor sau îi poți induce ușor să înșeli pe oameni și oamenii să creadă despre tine că ești un creștin autentic, ești un om al neprihănirii. Te întreb cum ești acasă, acolo unde nu vei putea să joci teatrul la nesfârșit. Ce spune soția ta despre tine? Ce spun copiii tăi despre tine? Ce spune soțul tău despre tine? Ești un om al neprihănirii sau nu? Pe voi înși vă testați-vă, pe voi înși vă încercați-vă, pe voi înși vă supuneți-vă la aceste întrebați-vă prietenii, cei mai apropiați, cei care vă cunosc foarte bine. Spuneți ce părere ai despre mine? Din punctul tău de vedere, fii sincer cu mine. Crezi că sunt un om al lui Dumnezeu sau nu? Și prietenul adevărat va avea curajul să spună și dacă ești și dacă nu ești. Deci, nu doar că vei observa creștere în viața ta,
dar această creștere se va vedea într-o neprihănire care crește. Acest proces al sfințirii înseamnă că viața ta se umple din ce în ce mai mult cu Dumnezeu, din ce în ce mai mult cu Duhul Sfânt și lucrul acesta se va vedea în faptele tale, în cuvintele tale, în felul în care îți începi ziua, în felul în care îți termini ziua, în prioritățile tale. Pe voi înși vă testați-vă. Testați-vă. Mai mult de atât, nu doar în creștere, nu doar în neprihănire, ci se va vedea și în supunere față de Iisus Hristos. Tot în a doua Corinteni, capitolul 5, cu versetul 15, citim: și El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. Un creștin autentic nu mai trăiește pentru el însuși, ci pentru Hristos. Și un lucru care ar trebui să-l facem cu toții, să ne analizăm săptămâna care se încheie. Pentru cine am trăit în această săptămână? Dragii mei, să nu ne înșelăm. A trăi pentru Hristos nu înseamnă că nu trebuie să mergem să lucrăm, nu înseamnă că nu trebuie să mergem să ne câștigăm o pâine. Și nu înseamnă că nu trebuie să punem pe masă familiei noastre de mâncare și trebuie să avem grijă. Nu vorbesc despre datoriile pe care le avem atât timp cât suntem pe acest pământ, ci vorbesc despre priorități. Scriptura vorbește despre faptul că tot ceea ce facem este un act de închinare înaintea lui Dumnezeu. Și inclusiv munca noastră, atunci când suntem la muncă, noi nu facem altceva decât să vorbim altora despre Dumnezeu. Să ascultăm de Dumnezeu în totul, nu mai trăim pentru noi, trăim pentru El. În tot ceea ce facem, vrem să-L prezentăm altora pe Iisus Hristos. Vrem ca oamenii să-L vadă în viața noastră pe Iisus Hristos. Testează-te, puneți aceste întrebări, zice Pavel. În săptămâna care a trecut, pe cine ai reprezentat? Ai ascultat tu de Iisus Hristos? Ai ascultat vocea Duhului Sfânt în fiecare zi, spunându-ți ce să faci, care să fie prioritățile tale? S-a văzut că tu nu mai trăiești tu, ci că Hristos trăiește în tine? În felul în care te-ai purtat cu soția ta, cu soțul tău, cu copiii tăi, cu vecinii tăi, la locul de muncă? Au văzut oamenii că tu ești de fapt un rob al lui Iisus Hristos, că tu îl reprezinți pe Iisus Hristos? Ce este această supunere? Nu mai trăiesc pentru mine, ci trăiesc pentru Hristos. Un alt element nu este doar că e această supunere, dar este și o ascultare de plină. Versetul 20, noi dar suntem trimiși împuterniciți ai lui Hristos. Cu alte cuvinte, noi suntem ambasadori ai lui Hristos. Și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Tu ești un ambasador al lui Hristos. Ascultare înseamnă să fii implicat în ceea ce Dumnezeu dorește. Dumnezeu ne-a încredințat fiecăruia dintre noi o misiune. Această misiune este de a fi ambasador ai cerului aici pe pământ. Mântuitorul a spus: duceți-vă în toată lumea și faceți ucenici botezându-i în numele Tatălui și a Fiului și a Duhului Sfânt și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Aceasta este misiunea mea, dar nu doar a mea. Este și misiunea ta, este misiunea oricărui ucenic autentic. Duceți-vă și fiți ambasadori. Duceți-vă și faceți ucenici. De aceea am spus la Grenel, suntem ucenici care fac ucenici, iubindu-L pe Dumnezeu, iubind oamenii, trăind autentic. Și aș vrea să te întreb, săptămâna care a trecut, ai ajutat pe cineva să devină un ucenic al lui Iisus Hristos? Câți oameni au auzit despre Iisus Hristos vorbindu-le? La câte studii biblice ai prezentat? Alături de câți oameni te-ai rugat? Pentru câți oameni te-ai rugat? La câți oameni ai stat lângă ei și le-ai deschis Biblia sau poate ai trimis un verset biblic și le-ai spus despre Mântuitorul tău? Testează-te! Numerele, spunem noi, nu sunt importante, dar uneori numerele sunt importante. Și e bine să ții o evidență.
La câți oameni? Cu câți oameni te-ai întâlnit? Cu câți oameni ai vorbit? Câte studii biblice ai dat? Câți oameni ai invitat să vină mâine la biserică? Câți oameni, da? Câți oameni le-ai dat un telefon ca să-i încurajezi? Numerele acestea vorbesc despre prioritățile tale. Câte ore ai stat în studiul Bibliei? Da, totul, cifrele, dragii mei, cifrele din viața noastră vorbesc despre prioritățile noastre. Uitați-vă, câte ore ai stat pe social media, pe Facebook, pe Instagram, câte ore ai stat ascultând poate o predică sau studiind Biblia. Și așa mai departe. Omului Dumnezeu nu doar că arată creștere, nu doar că în viața lui se observă această creștere în neprihănire, nu doar că arată supunere față de Dumnezeu și ascultare față de cuvântul lui Dumnezeu, dar omul lui Dumnezeu dă pe față o dragoste autentică. Versetul 18 din același 2 Corinteni, capitolul 5, și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării. Iisus Hristos ne-a împăcat cu Dumnezeu oferindu-se pe Sine însuși pentru noi. Și a făcut lucrul acesta pentru că ne-a iubit într-un mod desăvârșit. Și ne-a încredințat și nouă același lucru, și anume slujba împăcării înseamnă să ne dăruim și noi altora. Și această dăruire pentru alții este posibilă doar în momentul în care iubești așa cum iubește Dumnezeu. Dragii mei, să știți că în vremea aceasta, a pandemiei, a crizelor și a ceea ce urmează să vină, cum spuneam și vineri seara trecută, nimeni nu știe ce va urma. Dar în această criză e clar că avem nevoie de un lucru și anume să ne iubim unii pe alții, poate cum n-am făcut-o până acum. Să avem grijă unii de alții, poate cum n-am făcut-o până acum. Dumnezeu ne-a încredințat această slujbă a împăcării, ca prin cuvintele noastre să ajutăm la împăcare, la refacerea relațiilor. Cât de ușor este să arunci o vorbă ca relațiile să se strice. Sau uneori nici măcar nu este nevoie să faci nimic, este pur și simplu să dai din cap spunându-ți, de ce să mă bag? Nu e cazul să intervin. Lasă că își rezolvă ei problemele. Dar Dumnezeu ți-a încredințat această slujbă a împăcării. Dacă poți spune un cuvânt să spui, lasă de la tine. Învață de la Iisus Hristos, urmează exemplu, iubește-L. Indiferent de ce spune, indiferent de cum se comportă, iubește-L. Hai să ne rugăm pentru El. Hai să facem ceva împreună ca relația să fie restabilită, să mergem mai departe. Pentru că ajungi să dai dovadă, într-adevăr, că Iisus Hristos locuiește în tine. Pentru că Iisus Hristos a răstignit pentru oameni și pentru că nu mai trăiești tu, îi urmezi exemplul acesta și te dăruiești pentru oameni. Cum stai cu testul? Testul COVID e ușor de făcut. Chiar dacă trebuie să stai la coadă, chiar dacă momentul acela în care îți prelevează nu este foarte simpatic, da, trece și după 24 de ore a venit testul. Dar cum stai cu testul credinței? Și dacă cerul, laboratorul cerului urmează să-ți trimită în această seară un e-mail, oare ce ar scrie? Ai trecut testul sau nu l-ai trecut? Ești virusat cu păcat? Sau păcatul nu mai locuiește în tine, ci Iisus Hristos locuiește în tine? Vă spun că e atât de frumos când deschizi linkul acela din e-mail și nu vezi din prima, ești sau nu ești. Cel puțin așa a fost în cazul meu, am primit e-mailul și spunea ca să vezi rezultatul trebuie să apeși aici pe linkul acesta și te duce pe un alt site și pui parola și sunt momente în care te întrebi, hei, hai să văd odată. Și când vezi rezultatul, nu s-a detectat SARS-CoV. Dar dacă cerul îți trimite mail în seara aceasta,
și spune, nu s-a detectat păcat. Oare cum te simți? Sau din contră, s-a detectat Iisus Hristos în inima ta. Acesta este singurul test care contează, dragii mei. Pentru că știți ce e important? Noi oamenii ne contaminăm unii pe alții. Fie că vrem, fie că nu vrem. Și din punct de vedere ne vom contamina fie cu păcat, fie cu Iisus Hristos. Așa că mâine când vii la biserică, oare ce vei oferi în jurul tău? Puneți această întrebare. Testează-te. Testează-ți credința. Există creștere din punct de vedere spiritual? Observi în viața ta neprihănire? Asculți tu de Dumnezeu? Te supui lui Iisus Hristos? Și mai mult decât orice, arăți dragoste față de cei din jurul tău? Dacă ai răspuns da, atunci și felicitări. Ai trecut testul. Dacă ai răspuns nu, atunci îndemnul din Matei, capitolul 25, ar trebui pus în practică cât se poate de repede. Așa cum am citit, Matei, capitolul 25, mă scuzați, nu din Matei, din Apocalips. Citeam din Apocalips, capitolul 3, sfatul pe care îl dă bisericii din Laodiceea. Eu mustru și pedepsesc pe toți cei pe care iubesc, fi plin de râvnă, dar și pocăiește-te. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Celui ce va birui, voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Cine are urechi, să asculte ce zice bisericilor Duhul. Dragul meu, dacă testul pe care îl faci în seara aceasta devine pozitiv la păcat, atunci deschide-i ușa lui Iisus Hristos. Lasă-l să intre în viața ta, lasă-l să te schimbe, și lasă-l ca să producă în tine semnele unei vindecări depline. Pocăință, neprihănire, supunere, ascultare și dragoste. Amin.